Bine te-am găsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre subordonarea prin conjuncții și locuțiuni conjuncționale. Mai întâi, trebuie să răspundem câtorva întrebări. Ce este propoziția? Ce este fraza? Ce este subordonarea? Și, bineînțeles, cum se realizează subordonarea? Hai să vedem răspunsurile la întrebările noastre. Ce este propoziția? O secvență lingvistică care se organizează în jurul unui predicat. Așadar, în momentul în care avem un predicat, discutăm despre propoziție, un enunț. Ce este fraza? Discutăm despre un enunț complex care conține două sau mai multe propoziții. Ce este subordonarea? În cazul subordonării, discutăm despre relația care se stabilește între un regent și un termen dependent sintactic de acesta. Ce poate fi acest termen sintactic dependent? Poate să fie un cuvânt sau un grup de cuvinte sau o propoziție subordonată. Noi vom discuta în continuare despre subordonarea la nivelul frazei. În cazul acesta, subordonarea se realizează prin diferite tipuri de conectori și numim această subordonare o subordonare prin joncțiuni. Conectorii pot fi conjuncții și locuțiuni conjuncționale, pot fi pronume și adjective pronominale relative și nehotărâte, folosite cu sens relativ. Și, bineînțeles, putem să vorbim de adverbe relative și nehotărâte folosite ca relative. În continuare, ne vom ocupa de subordonarea prin conjuncții și locuțiuni conjuncționale. În continuare, îți voi arăta câteva exemple de fraze în care vei avea conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare. Iată, Matei a anunțat că pleacă repede. Eram dornic să vă cunosc. Devine dușman dacă îl contrazici. De vei pleca, voi ști. Ca elevii să știe, trebuie ajutați. Deși nu ești competent, mă bazez pe tine. Nu ți-am răspuns pentru că eram ocupată. Haide, mănâncă! Cu toate că am repetat, tot nu a ascultat. În aceste exemple de fraze, ai conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare. Vei avea, bineînțeles, o propoziție regentă și o propoziție subordonată. Iată exercițiul pe care ți-l propun. Îți propun să identifici propoziția regentă, să identifici conectorul și propoziția subordonată. Dar înainte de a te apuca de lucru, aș avea o mențiune de făcut. Întotdeauna, înainte, sau care este de fapt primul pas în analiza unei fraze, primul pas este să identific predicatele. Da? Pentru a stabili câte propoziții sunt într-o frază. Al doilea aspect ține de identificarea conectorilor. Sau conectorului. Da? Conector, conectori. Și, bineînțeles, trebuie să stabilesc felul conectorilor, iar abia după aceea identific
Da? Deci identific propozițiile și, bineînțeles, tipul acestora. Pentru acest exercițiu m-am gândit că ai putea să lucrezi timp de 10 minute. Vom porni cronometru și tu poți să-l pornești acasă cronometrul, da? Și să lucrezi timp de 10 minute sau dacă ai nevoie de mai mult timp. Eu voi continua cu rezolvarea acestui exercițiu, iar tu poți să oprești filmulețul, să lucrezi și după aceea să vezi care sunt răspunsurile corecte. Bun, m-am întors, hai să vedem rezolvarea. Așa cum am spus, trebuie să fac primul pas, să identific predicatele. Da? A anunțat, pleacă. Ambele sunt predicate verbale. Fac primul pas pentru toate frazele. Eram dornic, predicat nominal, să cunosc, predicat verbal. Devine dușman, predicat nominal, contrazici, predicat verbal. Vei pleca, predicat verbal, voi ști, predicat verbal. Să știe, predicat verbal, trebuie, predicat verbal, să ajuți, predicat verbal. Nu ești competent, predicat nominal, așa, bazez, mă bazez, predicat verbal. Am răspuns, nu am răspuns, predicat verbal, eram ocupată, predicat nominal. Hai, predicat verbal, mănâncă, predicat verbal. Am repetat, predicat verbal, nu a ascultat, predicat verbal. În cazul lui hai, atenție că este o intersecție predicativă. Merg la următorul pas, da? Identificarea conectorului sau a conectorilor. Că, să, dacă, de, ca să, bun, să. Atenție, am spus conectori, conector sau conectori, da? Deși, bine, pentru că, de, cu toate că. Bun. După ce am făcut acest pas, voi merge către împărțirea frazelor. Iată. Matei a anunțat 1. Că pleacă repede. 2. Eram dornic. 1. Să vă cunosc. 2. Devine doșman. 1. Dacă îl contrazici. 2. De vei pleca. 1. Voi ști. 2. Ca elevii să știe. 1. Trebuie. 2. Să-i ajuți, 3. Deși nu ești competent, 1. Mă bazez pe tine, 2. Nu ți-am răspuns, 1, pentru că eram ocupată, 2. Hai, 1, de mănâncă, 2. Cu toate că am repetat, 1, tot nu ascultat, 2. Hai să stabilim care este propoziția regentă, așa cum cere exercițiul, și care este propoziția subordonată. Observăm, în prima situație, prima propoziție este propoziția principală și, bineînțeles, regentă pentru cea de-a doua propoziție, care este o propoziție subordonată. Eram dornic să vă cunosc, prima propoziție este principală, cea de-a doua este subordonată. În cazul al treilea, prima propoziție este principală, cea de-a doua este subordonată. În a patra situație, observăm că propoziția principală este cea de-a doua, iar prima este propoziție subordonată. Aceeași situație o avem și aici. Da? Iată, avem de data asta trei propoziții. Da? În acest caz, a doua propoziție este una principală, prima este
o propoziție secundară și, bineînțeles, a doua este tot o propoziție secundară. În următorul caz, prima propoziție este secundară și, bineînțeles, a doua este principală. Cum le-am identificat foarte ușor, în momentul în care conjuncția subordonatoare introduce propoziția, aceea este o propoziție subordonată. În următoarea situație, prima este principală, a doua este propoziție subordonată. În situația haide mănâncă, da, am o propoziție principală, iar a doua secundară. Și în ultimul exemplu, observ propoziția propoziția secundară este prima, iar cea principală este a doua. Nu vom pune accentul momentan pe tipul subordonatelor, ne interesează să identificăm corect conectorul și să stabilim care este propoziția regentă, care este propoziția subordonată. Așa cum spuneam, relația de subordonare se realizează cu ajutorul conjuncțiilor subordonatoare. În continuare, îți voi arăta conjuncțiile subordonatoare necircumstanțiale, care, așa cum îți sugerează și denumirea, vor introduce propoziții subordonate de tipul completivă directă, completivă indirectă, completivă prepozițională și atributivă. Hai să vedem exemplele. Cred că ai dreptate. Andreea era capabilă să rezolve repede problema. Dorința să plece la mare s-a împlinit. Curiozitatea dacă va reuși era mare. Vreau ca mama să vină repede. Ne-a spus cum că a fost sunat de un agent de vânzări. Mă miră cum de nu a învățat. Iată, ai aici conjuncții subordonatoare necircumstanțiale. Le identificăm, da? Că, să, dacă, ca să, cum că, cum de. Bun. Apoi, identificăm predicatele pentru a vedea câte propoziții avem. Așa. Iată. Bun. Și, bineînțeles, facem împărțirea. Da? Și vom vedea ce fel de propoziții introduce. Atenție la regula respectării, da? Identificăm predicatele cu atenție pentru a vedea câte propoziții avem în frază. Iată. Bun. De data aceasta am pus fraze alcătuite din două propoziții. Hai să vedem care este tipul subordonatei. Da? Prima propoziție principală. Suntem atenți la termenul regent și ne dăm seama că avem o completivă directă. Ce cred că ai dreptate. Apoi, în a doua situație, era capabilă de ceva. În această situație vom discuta despre completivă prepozițională. În această situație în care avem intercalarea propoziției subordonate în cea principală, observăm că avem prima propoziție este o principală, iar cea de-a doua este atributivă. Care dorință? Dorința să plece. Și iată o altă situație, da? Curiozitatea dacă va reuși era mare. Care curiozitate dacă va reuși? Tot o atributivă. Vreau ca mama să vină repede. Am conjuncția subordonatoare necircumstanțială ca să. Ce vreau? Păi vreau ca mama să vină repede. Completivă directă. Ne-a spus cum că a fost sunat de un agent de vânzări. Da? Ce ne-a spus? Iată completiva directă.
mă miră cum de nu a învățat. Da? Mă mir de ceva. Da? Și avem aici, bineînțeles, o completivă prepozițională. În continuare vom discuta despre relația de subordonare realizată cu ajutorul conjuncțiilor și locuțiunilor subordonatoare circumstanțiale. Așa cum le spune numele, ele introduc propoziții subordonate circumstanțiale. Hai să vedem ce fel de circumstanțiale. Avem aici câteva exemple. Identificăm conectorii, da? Pe oricum îi avem ca exemplu. Iată-i aici. Deși, cu toate că, imediat ce, pentru ca să. Perfect. Identificăm predicatele pentru a afla câte propoziții avem. Am ascultat, ai dreptate, a pierdut, va pleca, a rezolvat, nu era atentă, stă, doare, a venit, a reușit să înțeleagă, am vorbit. Da, facem împărțirea. Nu, 2. Iată. Unu, doi. Bun. În regulă și hai să stabilim. Da? Avem prima propoziție principală. Deoarece ai dreptate. Te-am ascultat. Din ce cauză te-am ascultat? De ce te-am ascultat? Din ce cauză? Pentru că. Și am aici o circumstanțială cauzală. Va pleca mai târziu din cauza că a pierdut trenul. Iată, și în această situație, tot o circumstanțială cauzală. Andreea a rezolvat repede problema, deși nu era atentă. În această situație, am o circumstanțială concesivă. Stă la muncă cu toate că îl doare capul. Stă la muncă, deși îl doare capul. Și aici am tot o circumstanțială concesivă. A venit imediat ce a reușit. Iată, în această situație discutăm despre o circumstanțială temporală. Pentru ca ei să înțeleagă, am vorbit mai rar. Iată, propoziția principală este prima. Cu ce scop am vorbit mai rar? Pentru ca ei să înțeleagă. Circumstanțială de scop. Așadar, conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale subordonatoare, da, circumstanțiale, îți garantează că ele introduc o propoziție subordonată. Însă, ceea ce ai tu de făcut este să stabilești ce tip de propoziție subordonată îți introduc acestea. Îți mulțumesc pentru atenție! Dacă ai nevoie de informații suplimentare, iată aici ai bibliografia. Îți doresc mult succes!